O tânără de 18 ani a fost luată cu forța din cartierul 9 Mai de un grup de băieți și dusă în zona plantației de nuci de lângă Șușița. Cel puțin asta susține tânăra, care a sunat la 112 pentru a anunța că este rătăcită. Polițiștii au plecat în căutarea ei, găsind-o după câteva zeci de minute de căutări. Pe trupul acesteia au fost identificate câteva urme de lovituri, iar oamenii legii au decis ca fata să fie preluată de o ambulanță SMURD și dusă la unitatea de primiri urgențe din Târgu Jiu. În cursul zilei de ieri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de o tânără de pe raza județului despre faptul că s-a rătăcit într-o zonă limitrofă orașului Târgu Jiu. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, au identificat tânăra și au transportat-o la spital, respectiv sediul poliției, pentru a stabili împrejurările cauzei. Cazul se află în curs de desfășurare, deoarece polițiștii nu au putut stabili cum s-au petrecut lucrurile în realitate, deoarece fata nu povestește în mod clar ceea ce i s-a întâmplat.